O împărăție care nu se poate clătina. Această împărăție este pregătită și pentru tine. O împărăție care nu se poate clătina. Bun găsit și de această dată la o nouă ediție a emisiunii O împărăție care nu se poate clătina. Augustin Mirăuță ne va spune astăzi cum cunoaștem voia lui Dumnezeu, un mesaj inspirat din cartea Ieremia, capitolul 42, audiție cu folos. În cartea prorocului Ieremia, din capitolul 42, un cuvânt care descrie rămășița poporului lui Israel care mai rămăsese în ținutul lui Iuda după ce cei mai mulți dintre ei au fost luați și duși în robie în Babilon. Au mai rămas doar o mână de oameni acolo în Israel și oamenii aceștia erau într-o mare încurcătură, vroiau să ia decizii, vroiau să facă hotărâri foarte importante pentru ei, pentru viața lor, însă nu cunoșteau în mod sigur care este voia lui Dumnezeu cu privire la ei. Aș vrea ca fiecare dintre noi să medităm la ceea ce s-a întâmplat atunci în Israel, să vedem la acțiunile pe care oamenii aceia le-au făcut și modul prin care ei au vrut să cunoască voia lui Dumnezeu, însă noi în această zi să învățăm același lucru, să cunoaștem voia lui Dumnezeu și bineînțeles cu dorința de a fi gata să o și împlinim și să o punem în practică în viețile noastre. Poporul lui Israel avea de făcut o mare alegere la momentul acela, le era frică să nu se întoarcă cumva babilonienii să-i ducă din nou și pe ei în Egipt și plănuiau să-i ducă în Babilon, însă ei plănuiau să plece din Israel, să se ducă în Egipt acolo. S-au dus la prorocul Ieremia și au spus, întreabă pe Domnul pentru noi. Ieremia le-a promis că va întreba pe Dumnezeu pentru nevoia lor, pentru problemele lor, le-a promis că le va spune tot ce îi va arăta Dumnezeu și oamenii aceia s-au hotărât și s-au legat cu vorba, au promis înaintea lui Dumnezeu și în fața lui Ieremia și au spus Domnul să fie martor adevărat și credincios împotriva noastră dacă nu vom face tot ce ți va porunci Domnul Dumnezeul tău să ne spui. Fie bine, fie rău, noi vom asculta de glasul Domnului Dumnezeului nostru la care te trimitem ca să fim fericiți, ascultând de glasul Domnului Dumnezeului nostru. Vom realiza că cea mai mare îndeletnicire pentru noi oamenii este să luăm decizii. Viața întreagă este o succesiune de alegeri pe care le facem în fiecare zi, alegeri între bine și rău. Alegeri între adevăr și minciună, alegeri între lucruri folositoare și mai puțin folositoare. Și constatăm că alegerile mari pe care noi le-am făcut în viața noastră ne-au determinat și ne-au adus rezultatele alegerilor pe care noi le-am făcut în viața noastră. De foarte multe ori suntem și noi la răscruș de drumuri ca și evreii. Suntem la situații în care vrem să facem hotărâri în anumite domenii din viața noastră și am vrea să cunoaștem voia lui Dumnezeu și nu știm cum. Nu știm cum să cunoaștem care e voia lui Dumnezeu pentru problema ta specifică, pentru nevoia ta și nu știi încotro să apuci și încotro să mergi. Însă trebuie să știm un lucru și să avem încredere în Dumnezeu, că Dumnezeu vrea să ne ajute să luăm cele mai bune decizii pentru sufletul nostru, Dumnezeu vrea să ne ajute să luăm decizii bune pentru problemele mari din viața noastră, însă același Dumnezeu mare ne va binecuvânta și ne va călăuzi și în deciziile mărunte ale vieții, pentru că singurul care este în mod absolut interesat de fericirea noastră și de bunăstarea noastră și de viitorul nostru, este Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Trebuie să avem încredere în voia lui Dumnezeu cu privire la noi.
Rugăciunea domnească Tatăl nostru, Domnul Iisus Hristos, îi învăța pe ucenici și ne învață pe noi să dorim ca voia lui Dumnezeu din cer să se facă jos în viețile noastre. E foarte important să te știi în voia lui Dumnezeu dimineața, în cursul zilei, în timpul nopții, în orice moment al vieții și în orice decizie pe care o luăm pentru viața și pentru sufletul nostru. Alături de acest pasaj aș vrea să vă citesc un verset pe care ne-l spune Apostolul Pavel în Epistola către Romani, în capitolul 12 cu versetul 2. El spune să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Dacă noi vom cunoaște voia lui Dumnezeu, dacă vom alege să rămânem în voia lui Dumnezeu, dacă vom dori să împlinim voia lui Dumnezeu în viața noastră, vom avea ca sfârșit al vieții noastre fericirea, bunăstarea și mântuirea sufletelor noastre. Pasajul pe care noi l-am citit continuă. Omul lui Dumnezeu Ieremia le-a adus un cuvânt din partea Domnului pentru evreii rămași în Israel pe vremea aceea, care n-au fost în robie în Babilon, și le-a spus, nu vă duceți în Egipt. Dacă vă veți duce în Egipt, veți muri acolo. Evreii vreau să plece în Egipt, însă tare ar fi vrut ca Dumnezeu din cer să fie de acord cu voia lor. Nu erau gata, deși au promis prin cuvintele lor, s-au legat că vor fi gata, indiferent care ar fi hotărârea lui Dumnezeu, spuneau ei, bună sau rea. Nu există așa ceva. Voia lui Dumnezeu din cer este bună, plăcută și desăvârșită, slăvit să fie numele Lui. Trăirea în voia lui Dumnezeu și în împlinirea voiei lui Dumnezeu în viața noastră înseamnă fericire, bunăstare și mântuire, slăvit să fie numele Lui. Alegerea trăirii vieții în afara voiei lui Dumnezeu pe un teritoriu străin, așa cum au ales evreii din pasajul din Ieremia, capitolul 42, în final au făcut tot voia lor, au spus, nu Dumnezeu ți-a vorbit, te-a ațățat Baruc, ți-a ațățat altcineva să vorbești lucrurile acestea împotriva noastră, ești omul babilonienilor ca să ne ții aici, să ne ia și pe noi, să ne ducă în Babilon, de-a dreptul l-au suspectat pe Ieremia că i-a mințit și l-au luat și pe Ieremia împreună cu ei și s-au dus în Egipt și acolo i-a ajuns mâna Domnului, judecata lui Dumnezeu, pentru că n-au dorit să trăiască în voia lui Dumnezeu. Orice alegere de a trăi pe un teritoriu străin, adică în afara voiei lui Dumnezeu, înseamnă necaz, înseamnă durere, înseamnă frustrare, înseamnă moarte, înseamnă pierderea sufletului pentru totdeauna. Aș vrea să medităm în continuare la felul cum noi putem să avem comuniune cu Dumnezeu și să cunoaștem voia Lui. Vom înțelege că aflarea voiei lui Dumnezeu este legată prin procesul divin prin care Dumnezeu ne transformă, ne schimbă mintea, ne schimbă inima și ne pune pe noi toți într-o stare după voia Lui. Apostolul Pavel în Romani, capitolul 12, cu versetul 2, spunea să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Acesta este procesul în care noi trebuie să intrăm, dacă dorim să cunoaștem voia lui Dumnezeu și să o deosebim pentru alegerile mari pe care le avem de făcut, pentru alegerile mici, pentru orice lucru, trebuie să știm un lucru, că trebuie să fim al lui Dumnezeu, să aparținem lui Dumnezeu. Să nu ne potrivim chipului veacului acestuia, ci să căutăm să fim în asemănare cu Hristos, să creștem în asemănarea cu El și în cunoașterea Lui, ci să ne prefacem prin înnoirea minții noastre, adică pocăință și naștere din nou, care înseamnă transformarea minții, transformarea vieții, cu alte cuvinte, concluzia acestui verset, să-ți pui viața în rânduială cu Dumnezeu, să trăiești și să fii un om plăcut înaintea lui Dumnezeu, un împlinitor al cuvântului Său, un om care ești pocăit și născut din nou, poți deja să intri în comuniune cu Dumnezeu și să pricepi tainele Scripturilor
ca să poți să deosebești care este voia lui Dumnezeu cu privire la viața ta, ca să faci cele mai bune alegeri pe care trebuie să le faci. Aș vrea să lansez o întrebare la începutul acestei predici: oare trebuie să-L rugăm pe Dumnezeu să ne dea semne pentru fiecare lucru? Să cerem lui Dumnezeu să trimite semne din cer pentru ca noi să putem lua anumite decizii? Să cerem lui Dumnezeu să facă minuni, să facă semne extraordinare pentru deciziile pe care trebuie să le luăm? Vom vedea din Scriptură că Dumnezeu a făcut și lucrări de felul acestea, însă în concluzia predicii vom învăța că nu aceasta este regula, ci acestea au fost niște excepții binecuvântate la momente speciale prin care Dumnezeu a vrut să întărească alegerea și lucrarea unor oameni pe care i-a ales pentru lucrările de felul acesta. Sunt situații când oamenii au anumite răscruși de drumuri, sunt în fața unor alegeri și nu știu ce să aleagă. Nu știu meseria care să aleagă, nu știu școala la care să se ducă, nu știu locul în care să meargă să călătorească, nu știu unde să meargă să-și petreacă concediul, nu știu dacă să meargă în cutare loc sau în cutare loc. Și oamenii stau la răscruși de drumuri și de multe ori o iau razna. Nu vorbesc despre cei care sunt credincioși, care și-au înnoit mintea, dar sunt oameni care aruncă, dau cu banul, alții aruncă zarurile, alții trag la sorți, alții fac tot felul de lucruri și mai rău, oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu se duc la vrăjitoare, apelează la ședințe de spiritism, la demonologie, ca să cunoască care este cea mai bună alegere pe care ei ar putea să o facă pentru viața lor. Aceasta este extrema unui teritoriu străin și ieșit din area și sfera voii lui Dumnezeu pentru sufletele noastre. Dumnezeu a vorbit în vechime și aș vrea să vă dau câteva exemple prin felul cum Dumnezeu a făcut semne și a vorbit lui Iosif. Iosif a trebuit să accepte circumstanțele potrivnice care i-au fost, a trebuit să accepte vânzarea de frați, aruncarea în groabă, vânzarea lui ca și rob, a trebuit să accepte închisoarea în Egipt și toate aceste lucruri ca în fiecare situație le-a acceptat ca fiind voia lui Dumnezeu pentru el și în final să recunoască, să vadă că mâna bună a lui Dumnezeu i-a condus viața ca să fie el un instrument în mâna lui Dumnezeu pentru salvarea neamului din familia tatălui său Iacov. Alte ori Dumnezeu a vorbit prin semne, cum a fost Moise. I s-a arătat un tufiș care ardea și nu se stingea, un rug aprins. A fost o minune, o arătare a cratofaniei, a puterii lui Dumnezeu în acțiune. Dumnezeu a vorbit, dacă vreți, lui Corneliu, i-a vorbit printr-o vedenie. Apostolului Pavel i-a vorbit Dumnezeu prin descoperire dumnezeiască, uneori prin vedenii. Lui Filip Dumnezeu i-a vorbit prin îngeri care au venit și i-au adus mesaj din partea lui Dumnezeu. Lui Iosua Dumnezeu îi vorbea și era convins Iosua de voia lui Dumnezeu prin răspunsurile la rugăciune pe care le primea din partea lui Dumnezeu. Însă alături de aceste lucruri ne vom uita în Scriptură și vom vedea că sunt și alte moduri prin care Dumnezeu ne binecuvintează, ne conduce ca să cunoaștem care este voia lui Dumnezeu cu privire la noi. Însă aș vrea să mai medităm la pasajul pe care l-am citit și să știm că dacă vrem ca să cunoaștem voia lui Dumnezeu, mai întâi de toate trebuie să dorim lucrul acesta. Trebuie să dorim să cunoaștem voia lui Dumnezeu și să dorim să cunoaștem care este planul lui Dumnezeu și voia Lui cu privire la viața noastră și cu privire la circumstanțele în care ne aflăm. Evreii erau într-o cumpână, se gândeau, rămânem în Israel, rămânem în Iuda aici, dacă vom fi duși și noi în robie în Babilon, n-ar fi mai bine să plecăm în Egipt? Haideți să întrebăm pe Domnul, haideți să aflăm care este voia lui Dumnezeu. Deci mai întâi de toate trebuie să dorești să cunoști voia lui Dumnezeu. Un alt lucru pe care l-au făcut evreii aceia din Israel în prima fază, au fost oameni care au spus, vom face tot ce îți va spune Domnul Dumnezeul tău, fie bine sau fie rău, vom împlini întru totul. Deși am mai spus, nu există voia Domnului bună sau rea, ea este plăcută și desăvârșită, este desăvârșită voia lui Dumnezeu. Este sfântă, este hotărârea lui
binevoitoare și plină de dragoste pentru noi. Trebuie ca ori de câte ori aștepți să ți se descopere voia lui Dumnezeu, să dorești, să o împlinești și să o accepți, indiferent care ar fi dorințele tale. Chiar dacă tare ți-ar place să mergi în Egipt, dacă voia lui Dumnezeu spune să nu te duci, să nu te duci. Tare ți-ar place să vorbească Dumnezeu și să-L aliniezi pe Dumnezeu după planurile tale, după toate plăcerile tale, să-L pui cumva să fie la același numitor cu toate gândurile tale. E imposibil lucrul acesta. Dumnezeu este Sfânt. Dumnezeu este Domnul. Noi nu putem veni înaintea Lui să-L tragem la răspundere, să-I spunem de ce nu ne-ai ascultat la rugăciune mai repede? De ce nu ai făcut cu tare și cu tare lucru? El nu este angajatul nostru. Noi nu suntem sergenți și El este subaltern. Noi nu-I putem reproșa lui Dumnezeu când va face, cum va face. Nu-L chemăm într-un mod poruncitor să-I dăm Lui ordine și să-I spunem iată ce ai de făcut în săptămâna următoare. El este Dumnezeu. El face tot ce vrea. Voia Lui din cer trebuie să se împlinească în voia noastră și în viața noastră. De aceea trebuie să știm la cine ne raportăm, din partea cui așteptăm să ne facă de cunoscut un plan oarecare și să dorim ca ceea ce Dumnezeu ne face de cunoscut să acceptăm și să rămânem în voia Lui Dumnezeu. Chiar dacă de multe ori ți se pare că nu e cea mai bună situație, chiar dacă de multe ori nu-ți place, nu știi de ce Dumnezeu trimite ca voia Lui să nu fie conform planurilor și așteptărilor tale, însă la final și după ani de zile, din experiența oamenilor din Scriptură și a multor oameni din zilele noastre, am putut să tragem concluzii că voia Lui Dumnezeu a fost bună, plăcută și desăvârșită și a fost spre binele și binecuvântarea noastră, slăvit să fie numele Domnului. Trebuie să fim dispuși să așteptăm ca Dumnezeu să ne facă de cunoscut voia Lui. S-au dus la Ieremia și ne-au spus, acum, în clipa asta vrem să ne spună, nu mai putem dormi la noapte în Iuda aici, acum trebuie să ne spui care este voia Domnului. Dumnezeu a vorbit lui Ieremia în versetul 7, spune, i-a vorbit Dumnezeu după 10 zile. Daniel s-a rugat și a primit răspunsul după 21 de zile. Trebuie să fii dispus să aștepți să cunoști voia lui Dumnezeu. Trebuie să știi că Dumnezeu nu se grăbește, El nu face lucrurile în pripă. Noi oamenii ne precipităm, ne agităm, ne grăbim, nu putem lăsa până a doua zi, nu putem să așteptăm. Vrem acum, imediat, toate lucrurile să se întâmple așa, la clipeala ochiului, de pe o zi pe alta. Dumnezeu are timpul Lui, are planul Lui și are voia Lui pe care trebuie să o împlinească în viața ta. Trebuie să fii dispus să aștepți până când Dumnezeu lămurește lucrurile, le clarifică, să primești discernământ și cunoașterea voiei lui Dumnezeu. Însă, repet, versetul din Romani, capitolul 12, cu versetul 2, ca să poți să ai acest discernământ spiritual și să cunoști voia lui Dumnezeu, trebuie să fii al Domnului, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, adică pocăință, naștere din nou, o inimă nouă, un duh nou, o minte noită și sfințită, ca să putem deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Vom cunoaște mai departe felul cum Dumnezeu și-a făcut de cunoscut voia Lui în mare parte prin Scripturi. Citim pe paginile Sfintelor Scripturi și găsim care este voia lui Dumnezeu pentru oameni, pentru multe domenii ale vieții. O găsim deja acolo. E simplu doar să deschidem Scriptura și să o citim. Însă Dumnezeu ne mai arată voia Lui și prin alte mijloace. Și cu toate acestea nu este ușor să alegi, vom vedea în toate modurile prin care Dumnezeu își descoperă voia Lui pentru noi, nu este ușor sau la îndemână să spui că asta este cea mai bună sau să o cunoști foarte ușor și să o identifici foarte simplu. Avem nevoie de, cum spune Apostolul Pavel, ca să fim ai Domnului, să avem o minte noită și sfințită, pentru că numai așa vom putea deosebi care este voia Domnului, care este bună, plăcută și desăvârșită pentru noi, slăvit să fie numele Lui în vecii vecilor. Vorbeam despre
voia lui Dumnezeu care ne este arătată în Scripturi. Citim în 1 Timotei capitolul 2 cu versetul 4 și vedem că voia lui Dumnezeu cu privire la toți oamenii este ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Când luăm aceste lucruri din Scriptură, lucruri care arată că voia lui Dumnezeu este descoperită pentru anumite domenii ale vieții, ne vor ajuta ca să ne aliniem sau să comparăm atunci când trebuie să facem decizia de a alege care este voia lui Dumnezeu pentru noi, va trebui să le facem prin comparație sau, dacă vreți, prin principiile pe care le găsim prin Scriptură, cum Dumnezeu își arată voia cu privire la noi. Deci voia lui Dumnezeu este ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Dacă unul va muri nemântuit, dacă unul se va lăsa de pocăință și va muri în păcat și își va bate joc de viața lui ca fiul risipitor, nu vom spune, așa a fost voia Domnului, interzis. Nu a fost voia Domnului aceea, nu a fost îngăduit lucrul acela, a fost alegerea oamenilor de a face pasul de a trece pe un teritoriu străin unde nu mai este voia lui Dumnezeu și ei acceptă consecințele alegerilor pentru viața lor. În 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cu versetul 3, spune, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. În 1 Tesaloniceni 5, cu 18, voia lui Dumnezeu este să fim mulțumitori. Aș vrea să vă citesc versetul din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetul 18. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos cu privire la voi. Și Psalmul 119 cu versetul 4 spune că Dumnezeu a dat legile Lui, poruncile Lui, ca ele să fie păzite cu sfințenie. Acestea sunt câteva lucruri prin care Scriptura ne arată care este voia lui Dumnezeu într-un mod global, dacă vreți, cu privire la noi oamenii. Dumnezeu vrea ca oamenii să fie mântuiți, Dumnezeu vrea ca oamenii să fie sfinți, Dumnezeu vrea ca oamenii să fie mulțumitori și Dumnezeu vrea ca oamenii să fie împlinitori ai cuvântului Său. Dacă vom avea aceste lucruri împlinite în viața noastră, atunci vom putea deosebi voia lui Dumnezeu care este bună, plăcută și desăvârșită pentru viețile noastre. Alături de aceste lucruri aș vrea să vă aduc înaintea dumneavoastră câteva lucruri din viața practică prin care Dumnezeu poate să ne facă de cunoscut voia Lui. Și primul lucru la care aș vrea să medităm în aceste momente este că Dumnezeu își face de cunoscut voia Lui prin cuvântul Sfintelor Scripturi. Trebuie să strângem cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră, în inima noastră. Trebuie să ne aliniem voia noastră și toate deciziile noastre în conformitate cu Sfintele Scripturi. În multe domenii ale vieții, cuvântul lui Dumnezeu are ceva de spus. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește în toate domeniile vieții, de la educație, de la relații cu oamenii, de relații în familie, relații cu copii, relații cu superiorii, cu autoritățile. În toate lucrurile, în toate domeniile vieții, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește. Având aceste lucruri în viața noastră și cunoscând aceste lucruri, împlinind cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră, vom putea să găsim în Scriptură care este lumina sau care este voia lui Dumnezeu cu privire la hotărârile pe care trebuie să le facem. De câte ori nu vi s-a întâmplat să fiți în momente de răscruce, în momente grele și acasă în liniște, citind Scriptura, să spui, Dumnezeu mi-a vorbit prin pasajul ăsta, Dumnezeu m-a luminat, mi-a dat un cuvânt, știu ce am de făcut. S-a întâmplat că ai venit la adunare cu o problemă care te frământă de multă vreme, ai auzit o predică și ai plecat din casa Domnului spunând, Dumnezeu mi-a vorbit, m-a luminat în privința asta, știu ce am de făcut. Dumnezeu vorbește prin Scripturi și ne arată care este voia Lui cu privire la noi și cu privire la viețile noastre. Aș vrea să vă redau o frază celebră care vorbește despre Sfânta Scriptură, nu știu cine a scris-o, dar spune că cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, ne mângâie ca să ne încurajeze. Este hrană pentru suflet, este lumină ca să ne călăuzească, este harta călătorului, este toiagul drumețului și este busola călăuzei.
Acesta este cuvântul lui Dumnezeu pentru fiecare moment în care ne aflăm într-un moment de răscruce, într-un moment de cumpănă. Cuvântul lui Dumnezeu ne poate ajuta și ne poate fi de folos să luăm cele mai bune decizii pentru viața și sufletul nostru. Un alt mod prin care putem cunoaște voia lui Dumnezeu este prin rugăciune. Trebuie să ne rugăm. Voia lui Dumnezeu este ca noi să trăim o viață de rugăciune. Pentru fiecare decizie, mare sau mică, trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu și să spunem: Doamne, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Doamne, lucrează, să ne încredințăm în mâna lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă din partea noastră că noi ne vedem limitele noastre, ne vedem că suntem slabi, ne vedem că suntem limitați, ne vedem că suntem oameni care nu știm ce este în ziua de mâine, nu știm ce este după colțul respectiv, nu știu ce este peste un an, nu cunoaștem viitorul, nici nu avem voie să intentăm prin anume fel să cunoaștem viitorul. De aceea trebuie să ne rugăm încredințându-ne în mâna Lui și punându-ne viața noastră în mâna lui Dumnezeu pentru fiecare lucru. Un alt lucru prin care Dumnezeu ne descoperă voia Lui sunt circumstanțele providențiale. Circumstanțele prin care ne aflăm și prin care Dumnezeu ne trece și ne conduce viața noastră. V-am spus despre Iosif și aș vrea să vă mai citesc încă o dată din Geneza, capitolul 50 cu versetul 20, să vedeți ce spune omul lui Dumnezeu Iosif cu privire la circumstanțele care au fost potrivnice, suferințele care le-a avut din partea fraților, vânzarea lui ca și sclav, șederea lui în pușcărie și așa mai departe. Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede azi și anume să scape viața unui popor în mare număr. Sunt situații când Dumnezeu ne vorbește prin circumstanțele în care ne aflăm. Sunt situații când de multe ori trebuie să ne punem în fața circumstanțelor și să vedem cum Dumnezeu vorbește prin uși deschise sau uși închise. Dacă nu se deschide o ușă și nu se deschide o ușă, trebuie să acceptăm ca fiind voia lui Dumnezeu. Sunt situații când vedem un lucru bun, dar nu trebuie să știm că într-adevăr este pentru noi. Dacă e o ușă deschisă, mergi înainte, e o binecuvântare pentru tine. Se poate întâmpla să sune cineva la telefon și să-ți povestească un anumit lucru sau să-ți dea un sfat cu privire la un lucru și să vezi că e chiar un gând din partea lui Dumnezeu pentru tine, un mesaj pentru nevoia ta. S-ar putea să te întâlnești cu cineva care îți vorbește exact despre lucrurile despre care tu ai nevoie să iei o decizie despre viața ta. Însă, pe lângă toate aceste lucruri, aș vrea să vă spun că circumstanțele trebuie judecate duhovnicește. Nu toate circumstanțele care le întâlnim în viața noastră și în fața deciziilor sunt vocea lui Dumnezeu pentru noi. Sunt circumstanțe potrivnice, sunt circumstanțe potrivite, însă nu întotdeauna ele reprezintă voia lui Dumnezeu pentru noi. Și aș vrea să vă dau exemplul lui Iona, pe care Dumnezeu l-a chemat și a spus: Iona, trebuie să te duci la Ninive, să prorocești acolo, să le spui că în 40 de zile cetatea va fi nimicită. Și ce face Iona? Se duce repede la Ninive. Nu se duce la Ninive. Se duce la Iafo și el acolo găsește circumstanțele care i-au dat o altă posibilitate. Stai puțin, dacă aici nu-i corabie pentru Samaria, pentru Ninive, eu mă duc la Tars. A spus, am găsit corabie, au și loc pentru mine, am și bani să plătesc biletul, înseamnă că e voia Domnului, între alte lucruri, eu o să fiu ocupat, nu o să am timp să mă duc să împlinesc ceea ce mi-a spus Dumnezeu. Circumstanțele acelea care el le-a întâlnit, corabie la momentul potrivit, loc și pentru el, bani să plătească, toate lucrurile astea au fost bune pentru el, pentru decizia lui? A fost Iona în voia lui Dumnezeu? N-a fost în voia lui Dumnezeu. De aceea e foarte important să avem o minte înnoită, sfințită, prezența Duhului Sfânt în viața noastră, ca să putem deosebi care este voia lui Dumnezeu cu privire la noi, cea bună, plăcută și desăvârșită, slăvit să fie numele Domnului. Sunt situații când discutăm despre anumite lucruri și spunem: așa a fost voia Domnului, datorită circumstanțelor prin care au trecut oamenii de multe ori.
Cum am spus, nu toate circumstanțele reprezintă voia lui Dumnezeu. Ne gândim la fiul risipitor, vă mai repet încă o dată acest exemplu, băiatul ăsta, dacă tata i-a dat banii, el s-a dus să-și facă de cap, a avut circumstanțele la îndemână, a fost el în voia Domnului, a ajuns porcar, a fost cumva în voia Domnului acolo, nici de cum. Circumstanțele acelea nu pot fi descrise ca fiind voia lui Dumnezeu pentru el. Un alt lucru prin care putem cunoaște voia lui Dumnezeu este sfatul credincioșilor. Trebuie să discuți problema ta de multe ori cu cineva, cu mama, cu tata, să discuți cu un prieten, cu o prietenă, să discuți cu un slujitor, cu un frate, cu o soră din adunare. Trebuie să discuți problema ta în care ești într-un impas de a face o alegere și în a lua o decizie specială. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Cartea Proverbelor, capitolul 11, cu versetul 4, că prin mulțimea sfetnicilor, izbânda este mult mai mare. Trebuie să ai niște sfetnici atunci când vrei să cunoști care e voia lui Dumnezeu, când trebuie să iei o decizie importantă. Discută cu cineva, nu fi omul care iei hotărâri de unul singur pentru că s-ar putea să regreți. Discută cu cineva, cere ajutorul, roagă-te împreună cu cineva și atunci vei putea cunoaște care este voia lui Dumnezeu cu privire la tine. Din nou avem un pasaj care ne vorbește în Exod 18 despre Ietro, socrul lui Moise, care a spus: Moise, pentru tine este foarte greu la vârsta ta să te ocupi de toate problemele. E foarte greu pentru tine ca lider să faci toate lucrurile. Mai alegeți niște ajutoare și împarte responsabilitățile pentru oameni. I-a vorbit Dumnezeu prin socrul lui Moise. A fost o situație prin care Moise a cunoscut mai departe care e voia lui Dumnezeu și ce are de făcut pentru momentele care au urmat în viața lui. Însă și aici, așa cum am vorbit despre circumstanțe, cum nu toate circumstanțele reprezintă vocea lui Dumnezeu, nu toate sfaturile oamenilor sunt vocea lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu pentru tine. În final, hotărârea pe care o iei îți aparține. Indiferent cine te sfătuiește, ce hotărâre iei, tu vei fi responsabil, dacă ești sau nu în voia lui Dumnezeu. Nu totdeauna toate sfaturile reprezintă voia lui Dumnezeu pentru tine. Aș vrea să vă amintesc despre experiența apostolului Pavel, când el trebuia să meargă la Ierusalim, când prietenii credincioși din adunare îi spuneau: Pavele, nu te duce la Ierusalim pentru că acolo vei suferi, acolo vei fi legat, acolo vei fi arestat, nu te duce acolo. Și când au văzut ei că nu pot să-l înduplece deloc, când el a spus: lăsați-mă să mă duc, pentru că eu sunt gata să și mor pentru Hristos. Când au văzut ei că nu-l pot îndupleca, au spus: facă-se voia Domnului. Dragostea lor, compasiunea lor pentru Pavel îi spuneau: nu te duce la Ierusalim, că acolo s-ar putea să suferi. Însă este nevoie din nou. Romani, capitolul 12, cu versetul 2. Stai tare lipit de Dumnezeu, nu te potrivi chipului veacului, înnoiește-ți mintea, sfințește-ți mintea și ființa ca să poți deosebi tu însuți care este voia lui Dumnezeu pentru tine, cea bună, plăcută și desăvârșită. Și un al cincilea lucru pe care aș vrea să-l pomenesc este că Dumnezeu ne arată de multe ori voia Lui prin vocea lăuntrică din lăuntrul nostru. Sunt situații când unii oameni au câte un impuls foarte puternic în lăuntrul lor, spun alții, îmi dă Duhul Ghes, da? Simți un îndemn puternic să-i spui cuiva un anumit lucru și este chiar voia lui Dumnezeu. Uneori îți stăruiește în minte o persoană și trebuie să te rogi pentru ea. Uneori vezi cum Dumnezeu i-a pus altuia în minte să se roage pentru tine și când îți pomenește sau îți povestește lucrul acela, îți dai seama că ai avut nevoie de sprijin în rugăciune, felul cum Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, i-a mobilizat și pe alții să fie alături de tine în rugăciune, să te sprijinească. Este vocea lui Dumnezeu care vorbește de multe ori prin vocea lăuntrică din noi. Dar așa cum circumstanțele nu sunt întotdeauna vocea lui Dumnezeu, cum sfaturile oamenilor nu sunt întotdeauna vocea lui Dumnezeu și voia Lui, nici vocea lăuntrică din noi nu este întotdeauna voia lui Dumnezeu pentru noi. De aceea este nevoie să avem o minte noită, sfințită,
ca să putem deosebi bine care este voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Uneori Dumnezeu îi călăuzește pe oameni în moduri diferite, prin mijloace diferite, pe căi diferite, și acei oameni să fie amândoi în voia lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să călăuzească pe unul într-un fel, pe altul într-un fel, Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul, dar lucrul acesta este valabil nu pentru voia lui Dumnezeu cea scrisă în Scripturi, cum v-am amintit la începutul predicii, clar, alb pe negru, voia lui Dumnezeu este mântuirea oamenilor, sfințirea voastră, mulțumirea și împlinirea cuvântului. Când este vorba despre lucruri despre care Biblia nu spune nici da, nici nu, când este vorba despre lucruri despre care Biblia nu spune fă cu tare lucru sau nu-l face cu tare lucru, e o zonă gri. Acolo Dumnezeu călăuzește pe unii într-un fel, pe alții într-un alt fel și e posibil ca ambele persoane să fie în voia lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă dau exemple din Scriptură când Ezra se întorcea din robia babiloniană să plece din nou în Israel. În Ezra capitolul 8 cu versetul 22 spunea el: îmi era rușine să-i cer împăratului o oaste de însoțire și călăreți ca să ne ocrotească împotriva vrăjmașilor pe drum, căci spusesem împăratului: mâna Dumnezeului nostru este peste toți cei ce-l caută, dar puterea și mânia lui sunt peste toți cei ce-l părăsesc. Iată, el a spus: mie mi-era rușine să accept din partea babilonienilor să ne dea o armată de însoțire să vină cu noi, că am spus, Dumnezeu e cu noi. Însă omul lui Dumnezeu Neemia, când merge el din nou la Ierusalim, îl vedem pe Neemia că acceptă din partea împăratului, când el pleacă la Ierusalim să vadă starea evreilor de acolo, spune: m-am dus la dregătorii de dincolo de râu și le-am dat scrisorile împăratului, care pusese să mă însoțească niște mai mari ai oastei și niște călăreți, niște generali, niște mai mari ai oastei din Babilon și niște călăreți, l-au însoțit pe Neemia să meargă la Ierusalim și să-l ocrotească pe drum. A fost o călăuzire diferită pentru Ezra, o călăuzire diferită pentru Neemia, dar amândoi au fost în voia lui Dumnezeu. Au fost lucruri despre care, cum spunem aici, Biblia n-a spus nici da, nici nu în privința aceasta. Însă sunt situații când Dumnezeu vorbește prin semne, prin minuni, sunt situații când Dumnezeu trimite un sol din cer să-ți spună un anumit lucru, când Dumnezeu îți trimite un mesaj prin proroc, când Dumnezeu trimite o vedenie, când Dumnezeu îți dă ție un vis, o vedenie de noapte, îți arată o minune specială prin care El vrea să-ți confirme un lucru și să-ți arate care este voia Lui. Însă aș vrea să vă amintesc alături de acest lucru despre omul lui Dumnezeu Gedeon. A venit un înger al Domnului, i-a vorbit într-un mod clar: ești ales să eliberezi pe Israel de Madian. A acceptat, a sunat din trâmbiță, dar după aceea s-a îndoit și a spus: eu vreau să pun un semn să văd dacă eu sunt alesul pentru lucrarea asta. Semnul cu lâna. Se împlinește întocmai cum a vrut el. După aceea a spus: dar dacă totuși nu sunt eu, i-a vorbit Dumnezeu clar, i-a împlinit Dumnezeu odată semnul, Gedeon mai pune semnul încă o dată. A vrut să aibă confirmarea deplină că el este într-adevăr în voia lui Dumnezeu și că toate hotărârile pe care le va face în continuare vor fi în alegerea și în voia pe care Dumnezeu i-a pus înainte. Însă trebuie să știm un lucru, că toate aceste lucruri prin care noi trebuie să cunoaștem voia lui Dumnezeu prin minuni, nu sunt regula, ci sunt excepții pentru noi. Dumnezeu ne cheamă pe noi să cunoaștem voia Lui, aliniind, sau dacă vreți, verificând lucrurile pe care vrem să le hotărâm sau să le cunoaștem ca fiind voia lui Dumnezeu, comparând cu Scriptura, acolo unde ne sunt arătate principiile lui Dumnezeu din Scriptură. Nu putem să spunem că voia lui Dumnezeu este contrară Sfintelor Scripturi. Orice prorocie se judecă cu Scriptura. Niciun alt cuvânt care ar veni de la îngeri sau din altă parte nu trebuie crezut dacă nu este conform Sfintelor Scripturi. Toate lucrurile, și în mod sigur, într-un mod absolut, cuvântul lui Dumnezeu nu suportă comentarii, nu suportă îndoială,
voia lui Dumnezeu va fi întotdeauna în conformitate cu Sfintele Scripturi, slăvit să fie numele Lui în vecii vecilor. Și trebuie să apelăm întotdeauna la cuvântul Scripturilor, să apelăm la rugăciune, să apelăm la circumstanțele pe care Dumnezeu ne le pune înainte și să ne uităm la ele, să gândim la rece, să gândim într-un mod realist, ca să putem să cunoaștem și să deosebim care este voia lui Dumnezeu cu privire la noi pentru fiecare moment al vieții. Și uneori, aș vrea să vă mai spun, este că Dumnezeu ne pune înainte în anumite situații în care ne cere să pornim prin credință, să dorim să cunoaștem voia lui Dumnezeu tot mai mult, să dorim să împlinim voia lui Dumnezeu în viața noastră, să fim dispuși să o acceptăm și să așteptăm să primim o confirmare cu privire la voia lui Dumnezeu pentru toate deciziile din viața noastră. Dumnezeu să fie lăudat și slăvit pentru acest lucru. Amin. L-ați audiat pe Augustin Mirăuță cu un mesaj intitulat Cum cunoaștem voia lui Dumnezeu? Până la o nouă audiție, să fiți binecuvântați! O împărăție care nu se poate clătina. Această împărăție este pregătită și pentru tine. O împărăție care nu se poate clătina.